Vreau să mă adresez cetățenilor noștri, ai giurgiuvenilor noștri, urându-le multă sănătate, să fie mai optimiști. Sperăm cu toții, ca un reprezentant al unui partid foarte serios, Partidul Liberal, să putem să conducem această Românie, să creăm condiții pentru oameni mult mai bune decât astăzi le trăim. Când aud eu că n-am unde să muncesc, și ăsta este un adevăr, nu pot să fiu de acord să-i dau acestui om această condamnare de a nu putea trăi. Trebuie să găsim soluții. Această treabă de șomaj este o problemă care trebuie să o rezolvăm. Acolo, la guvernare, trebuie să fie oameni care să se angajeze în acest sens. Ce văd eu astăzi, cu ce jocuri să umblă cu majoritățile pe care vor să le facem politic, tot felul de jocuri, de a vota cu mâinii încurcișate și așa mai departe, nu vom spera și nu vom avea. Trebuie oamenii să fie foarte atenți, indiferent cum vor fi momentul votului, să pună votul pe cei care sigur le vor da o șansă. Și șansa, după mine, este șansa liberală. Sperăm ca anul 2012 să ne aducă împliniri, o viață mai bună pentru noi și toți ai noștri. Până atunci, sărbătorile de Crăciun îmi dau ocazia să urez toate cele bune locuitorilor județului Giurgiu, multă sănătate, pace în suflet și să aibă parte de familii bucuroase, fericite, pentru că în situația în care comunitatea, societatea are datorii pentru fiecare dintre membrii săi, probabil familia este cel mai bun refugiu. Sărbători fericite, giurgiuveni! Anul care vine, 2012, să fie un an mai bun pentru locuitorii din municipiul și județul Giurgiu, iar pentru dumneavoastră, de la Valahia TV, sănătate dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, să avem un an plin cu realizări. Vă urez și eu la mulți ani și dumneavoastră și celor care vă urmăresc. Sperăm să trăim românește mai bine în România și Doamne ajută să ne dea tuturor sănătate și putere de a le înfrunta pe toate, iar la anul care vine să ne fie tuturor bine. Aș vrea să transmit cu ocazia sărbătorilor de iarnă un mesaj tuturor giurgiuvenilor, un mesaj care să aducă exact cum a adus și căldura din sufletul tuturor colindătorilor ce au venit prin instituția prefectului și nu numai, această căldură și bucurie ce ai zvor din glasul colindătorilor să fie în sufletul tuturor giurgiuvenilor cu ocazia sărbătorilor. La mulți ani, la anul fericit! Urez tuturor giurgiuvenilor, atât din orașul nostru, cât și din județul nostru, multă sănătate, un an nou fericit alături de familiile lor și asigur că noi vom lupta în continuare pentru ei. Îi asigur că nu vom abandona nicio cale legală care să conducă la transformarea statului nostru. Urez oamenilor de bine și oamenii tuturor sănătate în primul rând, sărbători fericite și așteptăm la sală în 14 ianuarie, când vom avea un meci, eu spun, un meci extraordinar de frumos va fi. În numele Organizației Județene a Femeilor Liberale și al meu personal, țin să vă mulțumesc pentru întreaga colaborare din anul 2011, care a însemnat pentru Organizația Femeilor un avânt deosebit, pentru că fără dumneavoastră, fără prezența dumneavoastră la toate activitățile noastre, nu ne-am fi făcut cunoscute atât la nivel local, județean și național. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, cu ocazia în special a nașterii Domnului, pentru că știm cu toții că orice naștere înseamnă o viață nouă, doresc tuturor giurgiuvenilor să spere în această viață nouă, să fie alături de noi, pentru că nu vor regreta. Dumneavoastră vă doresc sărbători fericite, la mulți ani și un an cu bucurii.